ziua! Interviurile PS News continuăm. Astăzi îl avem invitat alături de noi și mulțumim pentru prezență domnului Dan Dungaciu, analist și profesor universitar. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru! Bună ziua și mulțumesc încă o dată pentru invitație! Se încearcă o revenire după această epidemie, da, pandemie la nivel mondial de coronavirus. Toată lumea vorbește despre faptul că, toți vorbim despre faptul că lumea se schimbă și lumea se va schimba. S-a schimbat în vreun fel viața dumneavoastră în această pandemie? Indiferent că s-a schimbat sau nu viața mea, lumea se schimbă. La nivelul mare, ca să zic așa, pandemia ce a făcut de fapt? Ea nu a modificat radical datele istoriei, dar le-a pus într-un tip de accelerație. I-a accelerat niște tendințe care existau în sistem. Ea a fost un soi de hârtie de turnesol care se folosește o substanță în laboratoare de chimie, care îți arată de fapt atunci când o vergi peste un mediu, îți arată, se colorează în diverse feluri în funcție de substanța peste care este vărsată. Cam așa s-a întâmplat și cu pandemia. Deci pandemia n-a inventat niște tendințe, dar le-a accelerat. Practic, vestea, știrea, dacă vreți, la nivelul strategic al pandemiei, pentru că pandemia aceasta a avut mai multe straturi. Dar la nivel strategic, cel mai important, cel mai semnificativ, este confruntarea dintre America și China, care va modela inclusiv viețile noastre, chiar dacă indirect, dar va modela cu siguranță ceea ce se numește viitoarea ordine mondială. O ordine mondială în care va fi configurată în jurul celor doi mari actori, China și Rusia. Statele Unite. Se va schimba această ordine mondială, așa cum o știam noi cunoscut? Noi am avut aici, în Estul Europei, am avut posibilitatea, șansa, dacă vreți, să vedem mai multe prăbușiri spectaculoase. Chiar prăbușirea unor sisteme despre care ni se spunea că ar fi aproape inexpugnabile, nu cum a fost sistemul comunist în anii 80, nimeni nu vorbea de prăbușirea sistemului comunist, dar noi l-am văzut petrecându-se sub ochii noștri. Deci noi, estici, ar trebui să fim un pic mai reticenți la lucruri despre care ni se spune că vor dura o veșnicie, pentru că noi avem sentimentul ăsta al efemerului. Și istoric vorbind, au trecut peste noi multe sisteme, multe ocupații, multe forme de guvernământ. În urmare, definitivul e un concept care nu ține din punctul nostru de vedere de lumea asta. Prăbușirea comunismului a însemnat, de fapt, strategic vorbind, înlocuirea unei ordini mondiale. Ordinea mondială a războiului rece, bazată pe înțelegerea dintre America și URSS, a durat după sfârșitul războiului rece până în 1989, când una dintre componentele ordinii mondiale s-a prăbușit, URSS-ul. A rămas pe teren America, hegemon, singurul actor important. Am trecut în altă ordine mondială, dominată de America, așa numită ordine mondială a democrației liberale, în care America practic nu avea niciun competitor. Singurul competitor al Americii era ea însăși, care uneori se submina mai bitir decât alții din afară. Ei bine, ordinea aceasta s-a sfârșit și ea și viitoarea ordine, din motive pe care le putem discuta, iar Donald Trump este expresia sfârșitului acestei ordini mondiale, iarăși din motive pe care le putem discuta, și ce vedem acum este nașterea unei viitoare noi ordini mondiale, pe relația, cum spuneam, America și China. Deci, practic, este a treia ordine mondială de după sfârșitul celor de-al doilea război mondial. Un fenomen care, dincolo de cum te afectează cotidian, merită să-l vezi pentru că e absolut fascinant ca modificare amplă, profundă, aproape totală, nu? A modului în care lumea este configurată. Apropo de America și Donald Trump, am văzut că acolo este o escaladare a conflictelor după moartea lui George Floyd. Unde se va ajunge? Și cât de mult va schimba ecuația pentru alegeri? Că știm că anul ăsta e un an electoral în America. Asta e o întrebare fundamentală. Sigur că acolo s-au intersectat niște astre, dacă vreți. Unul dintre elementele importante care a generat totul este noiembrie 2020, adică alegerea viitorului președinte. Dar trendurile sunt un pic mai adânci. De fapt, ce se întâmplă acum în Statele Unite? Toată lumea încearcă să vadă ce se întâmplă acolo. Pentru că ce se întâmplă în America influențează lumea, că ne place, că ne place. Inclusiv alegerea Donald Trump în 2016 a influențat modul în care s-a reașezat lumea pe coordonatele ei majore. Ce se întâmplă în America? Și urmăresc absolut fascinant
diversele răspunsuri care se dau. Încep să apară lucrări care ne vorbesc despre un nou conflict rasial în America și sunt cărți academice foarte importante, chiar dacă, mă rog, suntem sau nu suntem de acord cu tezele lor. Alții vorbesc despre un nou război între clase. Eu cred că nu e vorba nici numai de rasă, nici numai de clasă. Acolo e vorba de o bătălie culturală, un război aproape existențial mai profund, care a început pe vremea președintelui Obama. Ideea asta pe care noi o avem, Donald Trump vine și, mă rog, el a demantelat America, a aruncat lumea în criză, a pus America să se lupte jumătate cu cealaltă jumătate, este sociologic vorbind cel puțin nevalidă, pentru un simplu motiv. Dacă regimul Obama de 8 ani de zile a fost atât de bun, impecabil și funcțional și unitar, cum a putut să iasă Donald Trump din el? Cum se face că jumătate din America, după regimul Barack Obama, a votat cu Trump? Deci ce s-a întâmplat în interstițiile acelea profunde a Americii de a apărut Donald Trump? Pentru că Donald Trump nu se apare într-o viață politică normală, ca să zic așa. Clar că e un personaj pentru vremuri nenormale și care este votat de oameni care au alt tip de, hai să zic așa, nu aspirații, alt tip de neliniști, de frustrări, de furii, dacă vreți. Deci Donald Trump a apărut dintr-o furie din aceasta, care a făcut abstracție până la urmă de personalitatea lui Donald Trump. Poate să nu-ți placă Donald Trump, dar el a fost votat inclusiv pentru că el reprezintă ceva. Și acel ceva reprezentat de Donald Trump, sau acel ceva care împotriva a fost de administrații Barack Obama, l-a făcut pe Donald Trump să câștige. Deci lucrurile sunt mult mai complicate din punctul ăsta de vedere și am să dau un exemplu. Nu vreau să fiu foarte teoretic. În 2015, o asociație, Women, Femeile pentru 2020, face un sondaj de opinie ce femei ar trebui să apară pe bancnotele americane. La marea campanie de modificare a bancnotelor Statelor Unite. Bancnota americană, dolarul, este o simbolistică, mă rog, esențială și pentru noi în Estul Europei, dar aminte pentru americani. E bine, s-a pus pentru prima dată problema în istoria Americii ca figurile, mă rog, importante de președinți americani, albi, să fie modificate. Că președinții erau bărbați și albi, asta e un dat istoric. Nu poți să modifici istoria, ca dacă e corectă sau nu e corectă. E bine, s-a făcut un sondaj, echipurile foarte important, de vreo 600.000 de oameni investigați, iar 118.000 de oameni, la populația Americii nimic, au decis ca pe bancnota de 20 de dolari, adică cea pe care o știm foarte bine, este cea mai populară bancnotă în America, în care este ilustrat Andrew Jackson, președintele american, deci bancnota să fie înlocuită, Andrew Jackson să fie înlocuit cu o militantă antisegregaționistă din secolul XIX. Harriet Tubman, despre care sigur că probabil că noi nu știm foarte multe. Da, cu siguranță o personalitate importantă. S-a și făcut conturul, desenul urma să intre în vigoare în 2017. S-a luat decizia, lumea aprobată, a fost o presiune pe administrația Obama, chipurile, dar trezoreria americană, adică ministrul finanțelor, cum este la ea, a acceptat asta și 2017 trebuia să fie modificat Andrew Jackson cu această doamnă. Sigur că nu se oprea aici tot, pentru că toate bancnotele trebuiau să fie revăzute pe diverse intervale, trebuiau modificate. Bine, chestia asta, sigur că nu s-a prea discutat despre ea. Una dintre gesturile lui Obama, de pildă, lui Donald Trump, după ce a câștigat, a fost să facă acest ordin irelevant, adică să-l împingă cât mai departe, până când, de fapt, să se rămână așa cum e. Dar, vede, lucrurile acestea, sigur că pe unii, probabil, i-o fi iritat și multe altele de genul ăsta. De ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Lumea lui Barack Obama sau lumea așa cum arăta America la vremea respectivă era o America, să spun, cosmopolită, cum ar spune Huntington, o America care trebuia să arate ca lumea, ca restul lumii. Deci toată lumea trebuia să fie în America. America trebuia să fie un aglomerat, un conglomerat, cum se spune foarte des. America este o țară de migranți. Ceea ce nu e adevărat. America nu este o țară de imigranți. America este o țară care a fost făcută de coloniști, care s-au dus acolo, au impus o limbă, o religie, un tip de viziune asupra lumii, iar când America asta făcută de coloniști a funcționat, au început să vină foarte multe lume din altă parte. Dar ei n-au venit acolo să schimbe America fiecare după regulile lui. Au venit acolo să devină american. Era onoare să fii președinte, să fii cetățean american. E bine, la un moment dat s-a întâmplat ceva cu America aceasta și oamenii care au venit, în special chinezii și sudamericanii, n-au mai vrut să fie americani, s-au creat acele enclave celebre.
Iar America s-a uitat la ei, spunându-le, domne, voi ați venit aici în America, da, atunci hai să vă prezervăm cultura, nu trebuie să învățați limba engleză, folosiți-vă limba voastră, folosiți-vă obiceiurile voastre, etc., etc. Deci această multiculturalitate a Americii a transformat major America. Iar America a devenit un altceva. Ei bine, fiecare minoritate s-a simțit indrituită să-și revendice, nu-i așa, poziția socială, să rescrie istoria din punctul ei de vedere, să o corecteze spunând la vremea respectivă Andrew Jackson, președintele american, nu s-a comportat civilizat cu indieni. Să-l pedecim. La vremea respectivă, nu știu care președinte, nu s-a comportat bine cu mai știu eu ce minoritate. Ei, și toată această America, prin minoritățile de a devenit extrem de revendicativă. A rămas o singură categorie care nu se putea, pot să zic, certa cu nimeni. Omul alb, creștin și bărbat. Pentru că femeile certau bărbatul, necreștinii certau pe creștini, nealbii certau pe albi. Deci toate aceste minorități au început o confruntare, o revendicare, un război al tuturor împotriva tuturor, o revendicare socială cât mai pregnantă. Femeile să fie prezentate, indienii autohtoni să fie mai reprezentați, populația de culoare mai reprezentată, așa mai departe. Ei, aceea America a stârnit anumite revolte. A fost un film foarte celebru la vremea lui, cu Michael Douglas, nu? Care se plimba pe stradă și vedea America pe care nu o recunoaște și la un dat a început să împuște în stânga și dreapta într-o psihoză, foarte sociologic vorbind, filmul interesant. E bine, acel tip de revoltă, nu al lui Michael Douglas, dar acel tip de revoltă a unei majorități care are dreptate sau nu are dreptate, un discut în termeni morale. Dar acel tip de revoltă explică într-un fel apariția lui Donald Trump. Pentru că este acea revoltă a unei Americi care nu vrea să fie cosmopolită, unei Americi care nu vrea să fie strict imperială, unei Americi care vrea să fie națională. Ei, aia l-a produs pe Donald Trump. Aceea America a reacționat împotriva administrației Obama, care a atenuat, a anulat practic orice origini, religie, istorie, tradiții și așa mai departe, și el a scos la suprafață pe Donald Trump. Ce vedem astăzi pe scenă este aceeași bătălie între două Americi, care nu este strict în termeni rasiali, pentru că nu e vorba doar de rase, dar în care a intervenit și rasa. Populația de culoare este convocată în această bătălie împotriva Americii lui Donald Trump și pusă, dacă vreți, inclusiv să modifice rezultatul. Pentru că, în mod concret, domnul Joe Biden a fost făcut candidat pentru Partidul Democrat de votul negrilor din Sud. În primaries, el a ajuns și candidat prezidențial pentru că l-au votat populația de culoare. Ei s-au uitat foarte bine pe sondaje și au văzut că populația de culoare, care e 12% electorat în America, 13% sunt hispanicii, diferența este că populația de culoare este omogenă. 80-90% preferă pe Biden. Ce trebuie să facă Partidul Democrat acum, această bătălie împotriva lui Trump, este să-i aducă la vot pe afroamericani. În 2016... Va reuși după aceste conflicte? Asta este bătălia lor. În 2016, președintele Trump, lumea n-a observat asta, primul lucru pe care l-a spune, primul lucru, a mulțumit comunității afroamericane că n-a ieșit la vot. În 2016, pentru prima dată în 20 de ani, rata de participare a afroamericanilor a fost mai mică, paradoxal, la vot. A intrat într-un declin. Șansa a fost pentru Donald Trump enormă, pentru că Hillary Clinton ar fi beneficiat de acele voturi. Nevotând o populație de culoare în aceeași proporție, Hillary Clinton a pierdut votul. Donald Trump a mulțumit afroamericanilor. Iar astăzi se pune, astăzi, în noiembrie 2020, se va pune problema mobilizării la vot a afroamericanilor. Dacă ei se mobilizează la vot, cu ei va ajunge Biden președinte. De asta Biden spune lucruri care sunt aproape neverosimile. Rasismul sistemic din America. Astea afirmații care sociologic vorbind nu se susține, dar dincolo de asta, domnul Biden este în sistemul american de 45 de ani. Ultimii 8 ani a fost vicepreședinte al unui președinte afroamerican. Să vorbești tu de rasism sistemic înseamnă că sau ignori tu 8 ani de președinție a unui, cum a ajuns într-un rasism sistemic un președinte de culoare, și doi, dar unde ai fost până acum în 45 de ani? Ai observat chestia asta? Că trebuia să ajungi candidat la președinție ca să observi tu că este un rasism sistem în America, și dacă a existat, cât ți se datorează și ție? Pentru că erai acolo, 45 de ani, n-ai sesizat, ai tăcut, ca să zic așa, ești complice prin tăcere. Dar aberațiile acestea, sociologice cel puțin, se explică politic prin faptul că există o disperare
de a duce votul acela afroamerican, să-l omogenizat împotriva lui Donald Trump. Și pentru asta se tot inventează în comunicarea strategică a democraților ideea că, de pildă, populația de culoare pentru prima dată este chemată să apere democrația americană. Ei nu mai au o misiune în sensul în care ei trebuie să-și apere drepturile lor. Nu doar asta. Ei trebuie să aibă democrația americană, ei trebuie să apere democrația americană și să lupte împotriva dictaturii ilustrate de Donald Trump. Deci o geografie politică foarte complicată, dar care are în străfunduri ideea de război cultural, aproape existențial, între cele două Americi care se luptă acum, exprimate de Joe Biden pe de o parte, Donald Trump de altă parte. Nu este doar o Americă în termen de clase, nu este o Americă în termen rasial, sunt două Americi, între care una este lumea lui Donald Trump, așa cum o gândește el, și cealaltă lumea unei Americi de tip cosmopolit, de tip, hai să zic așa, societății deschise, lumea lui George Soros, sociologic vorbind. Care nu e o conspirație, este o aspirație. O lume în care există minorități, fiecare își revendică ceea ce dorește, istoria nu mai contează, transcendența, divinitatea nici atât. Deci o lume pe care o societate deschisă, cum să zici. Dar ați văzut că aceste tensiuni și aceste proteste, de fapt, au loc și în Europa? Ei, să știți că lumile acestea... La Bruxelles chiar am văzut zilele trecute o escaladare a conflictelor destul de... Este aceeași bătălie, dacă vreți, între translatată în spațiul european, între cele două lumi, între cele două, dacă vreți, concepții despre lume. O lume în care toate grupurile sunt egale, inclusiv în raport cu istoria, și au revendicări egale, altminteri spus, nu mai contează că ești francez și că Franța are un tip de istorie. Când te duci în Franța, nu mai ai obligație față de istoria Franței să te adaptezi la Franța. Mergi acolo și spui, eu am venit din Maghreb, nu mai știu de unde. Eu am cultura mea, islamul meu, religia mea, eu vreau să fiu tratat ca orice cetățean francez, toate drepturile mele să fie respectate și identitatea mea culturală prezervată în cel mai înalt grad. Asta înseamnă multiculturalismul dus la extrem. Deci mai contează că ești în Franța. Fiecare care vine în Franța e ca și cum ar veni pe o insulă pustie în care instituie propria lege. Nu mai este că te duci într-un teritoriu care are un tip de identitate, o istorie, un drapel și așa mai departe. Nu mai contează asta. Deci un alt mod de a te revendica. De asta dărâmăm statuile lui Christopher Columb sau alte tipuri de statui în zona europeană. Pentru că ele reprezintă acea lume, acel tip de societate în care există o viziune istorică asumată, un soi de narațiune istorică consacrată și în care ne simțim parte acelei narațiuni și încercăm să fim, să zic așa, inclusiv loiale acelei narațiuni, acelei Franțe. Dar această viziune multiculturală pe care, repet, nu o discut în termeni morali, o discut în termeni sociologici, zice nu se mai poate așa. Așa nu mai vrem să trăim. Deci fie suntem egali, deci avem și noi dreptul la istorie. Istoria noastră este egală cu istoria voastră, chiar dacă noi am venit mai târziu. O chestiune care va crea mari probleme, pentru că nu se poate rezolva situația așa. Când ziua națională a Franței este 14 iulie, ea are un tip de relevanță pentru francezi. Nu pare că și-au asumat într-un fel sau altul. Nu mai poți să spui, ce domnule, eu nu sărbătoresc 14 iulie, ziua Franței, pentru că nu are nicio legătură cu mine. Aș vrea ca ziua Franței să fie altă zi. M-ați înțeles? Deci dacă avem revendicări maximale, o să intrăm în contradicții profunde. Nu mai contează nici majoritățile, nu mai contează nici istoria, nu mai contează nici narațiunea istorică consacrată, nu mai contează nimic. Fiecare se așează într-un teritoriu național, ca și cum ar fi un teritoriu netocmit și gol, și își dă singur legea. Se vor încheia aceste conflicte din America în ziua votului, după alegerea noului președinte american sau realegerea lui Donald Trump? Dom'le, eu cred că pe dimensiunea adâncă a lor, adică trendurile acestea adânci între cele două lumi, cele două viziuni despre America, ele nu se pot încheia. Ele vor rămâne acolo. Sigur, o parte va câștiga, o parte nu. Dacă Donald Trump va câștiga alegerile, nimeni nu va mai putea spune că suntem într-o perioadă de tranziție. Că după 2016, multe lume a spus, domnule, a ieșit Donald Trump, e un accident al istoriei, după 4 ani îl vom schimba și vom reveni la lumea normală, nu-i așa, a președintelui Obama, Hillary Clinton și Joe Biden. Nu mai poate fi un accident al istoriei. Dacă el în 2016 câștigă, s-a încheiat cu tranziția. Nu mai pot să spui, gata, trebuie să plece. Se validează o nouă logică și o nouă lume. Adică lumea lui Donald Trump sau viziunea lui despre lume
că viziunea lui Donald Trump, dincolo de Twitter-ul, titlurile sale, unele mai inspirate, altele mai puțin inspirate, nu, are niște valori, că ne plac, că nu ne plac, e altceva. E o lume cu valori. Nu este o lume haotică, e o lume cu valori care se opune, într-adevăr, lumii pe care a văzut-o un Barack Obama sau o vede o Hillary Clinton. Dacă lumea lui Donald Trump va câștiga, cu siguranță că va fi mult mai greu să mai conteste odată. Pentru că America are totuși niște instituții, un președinte, dacă va câștiga și va fi legitimă, victoria lui va fi legitimă, e greu să o conteste ieșind în stradă, pentru că nu se poate. Dacă Donald Trump nu va câștiga, sigur că vom intra iarăși într-o stare de interregn, pentru că America va rămâne tot divizată profund. Joe Biden nu se mai poate întoarce la Hillary Clinton, sau nu se mai poate întoarce în 2016, nici strategic, nici global, nici la nivel de valori americane, pentru că va fi complicat. Joe Biden riscă să accentueze un război cultural foarte puternic, pentru că el va trebui să facă concesii celor care l-au făcut președinte. În fața unei jumătăți de America care probabil că nu va accepta, adică cei care sunt în spatele lui Trump, care va accepta destul de greu aceste concesii. Deci nu văd neapărat o soluție, o rezolvare foarte simplă. Iar al treia scenariu care este necruțător vine dintr-o afirmație pe care, după părerea mea, responsabil a făcut-o Joe Biden recent, acum două zile, în care a spus într-un discurs public că Donald Trump nu vrea să plece de la Casa Albă și că va face totul, e foarte posibil, să fraudeze alegerile. Ori, chestiunea asta nu te joci în Statele Unite când faci asemenea afirmații. Mi se pare totuși că s-a mers un pic cam departe. Adică tensiunea atât de mare, bătălia atât de complicată și profundă, încât se ajunge în America, nu, să se ilustreze un scenariu care, să zic că la noi pe Dâmbovița, mai poate să fie acceptat dintr-un tip de, mă rog, istorie recentă. Dar în America te înspăimântă când se întâmplă asta. S-ar putea întâmpla așa ceva? Joe Biden a făcut o afirmație irresponsabilă. Mi-aduc aminte de o dezbatere între Barack Obama și McCain. Când McCain, candidat republican, concura cu Barack Obama și cineva l-a întrebat, i-a spus, a făcut o remarcă despre Barack Obama foarte nepotrivită și dură și urâtă și McCain a spus, nu e așa, Barack Obama nu e așa. E un very decent, un om foarte decent, cu familie foarte frumoasă. Noi concurăm pentru că avem principii diferite. Dar el a oprit orice discuție de tip personal sau una care să ducă confruntarea politică în altă geografie. Ce vedem acum este complet opus. Când Joe Biden vine fără probe să spună că Donald Trump este gata să fraudeze alegerile, asta e o afirmație pe care un personaj de factura și educația lui Joe Biden ar trebui să o facă. Deci dar iată că o face. La o luptă dură. O luptă totală. Deci o luptă fără menajamente. O luptă în care argumentele practic contează, argumente raționale, contează aproape deloc. Nu? Când, să vă dau un singur exemplu. Când spui în Liga Profesionistă de Basket, dominanța populației afroamericane este mare. 66% sunt afroamericani. Asta ce înseamnă că e un rasist sistemic în America și albii n-au voie să joace basket? Când te uiți la Liga Profesionistă de Baseball, acolo majoritatea este albă. Motivele sunt culturale. Negrii joacă mai mult basket de când sunt copii până, maturi, mai mult basket decât baseball. Dar nu înseamnă că este o chestie sistemică, albii n-au voie să joace basket sau că negrii nu pot să joace. Sau când te uiți la clasamentele legate de, poliția americană, sigur că există, și sunt studii serioase făcute, tendința populației, poliției americane de a pune la zid, cum zic ei, mult mai ușor un afroamerican decât un alb. Când e un alb, ești mai reticent. Dar la nivel de reacții grave, adică împușcături, oameni nenarmați, practic procentul nu diferă foarte mult. Diferența vine din faptul că rata de infracționalitate în populația afroamericană este aproape de două ori cea mai mare decât în populația albă. Deci, practic, atunci când ne uităm, spune, domnule, sunt 12% afroamericani. Cum se face că populația albă este mai puțin împușcată sau agresată? Asta o faci când ai populații cu rate de infracționalitate identică. Dar rata de infracționalitate afroamericană este mai mare și de aici interacțiunea lor cu poliția este mult mai deasă, proporțional vorbind, decât cu populația albă. Asta explică anumite date. Deci nu e vorba doar de un tip de mental pe care populația
poliția din America îl are față de populația. S-a vorbit chiar de instruirea polițiștilor în sensul acesta. E un exces, sigur că există. Iertați-mă, și în România există. Și în Spania, când te uiți, poliția spaniolă se uită la un român sau la un bulgar sau la un polonez, se uită altfel decât la un spaniol. În Italia la fel, în Marea Britanie la fel. Aceste, hai să zic așa, preconcepții există peste tot. Dar să faci din asta ca, să zic așa, un manual de instruire, o pandemie de violență împotriva afroamericanilor, cum a scris în presa americană, este un exces teribil. Nu există o pandemie de violență. Sigur că există poate un comportament inadecvat, dar să faci din asta un război pe străzi este un lucru care desfide orice abordare rațională, că nu e vorba de rațiune acolo. Este vorba de utilizarea acum a rasei, așa cum a fost utilizată Rusia, Collusion, țineți minte câtă discuție a fost legată de implicarea Rusiei în campania electorală. Până la urmă s-a dovedit că n-a fost nicio colujă, adică Donald Trump n-a fost implicat. S-a trecut peste asta. Impeachmentul lui Donald Trump. A căzut și asta. S-a legat chestiunea de Trump legat Ucraina. Ucraina care, mă rog, Trump l-ar fi forțat pe Zelensky să dea informații împotriva contracandidatului Biden. A căzut și asta. Acum suntem la capitolul rasă. Deci astea sunt, dacă vezi, pretextele pentru o bătălie politică. Nu sunt neapărat textele, sunt pretextele pentru o bătălie politică, care e de fapt o bătălie între lumi, între viziuni de viață, între... de asta e atât de dură. Și de asta argumentele raționale nu contează, pentru că nu e despre vorba despre... e vorba despre altceva mai profund, iar acele profunzimi se exprimă prin diverse, mă rog, formule verbale. Vorbim sau... și despre manipularea populației în America. Vorbim despre o manipulare a populației în America fără precedent. Eu ca și, mă rog, coordonator al, sau mă rog, inițiator al LARIX-ului, Laboratorul de Analiza Informației și Comunicare Strategică, noi ne-am discutat mult subiectul ăsta. N-am văzut, în 2016, a doua zi după ce Donald Trump a devenit președinte, a început de fapt bătălia politică. Iar presa americană, presa de mainstream, presa mare, presa grea, este extrem de parțială. Noi vedem America prin ochelarii CNN-ului International. Noi nu vedem America cum e America. Iar ochelarii aceștia nu sunt de foarte multe ori cei mai corecți. Sunt extrem de anti-Trump în general. Eu nu spun că sunt pro-democrați, dar sunt extrem obsesiv aproape anti-Trump. Ei nu sunt ochelarii buni. Iar asta nu e un lucru neapărat pozitiv pentru presa mare, presa de peste tot, care căuta, vedea New York Times sau Washington Post, nu, sau CNN, repere de jurnalism echidistant și profesionist. Din păcate, nu mai este cazul. Sigur că la un exces se răspunde cu alt exces. Deci acolo manipularea este, nu spune neapărat manipulare, când oamenii au convingeri foarte ferme, manipularea e greu de făcut. Când ești susținător al lui Trump, nu mai contează ce spune presa de mainstream, pentru că presa de mainstream se decredibilizează. În America, credibilitatea presei de mainstream a scăzut pe la vreo 40%. Când ești anti-Trump, nu mai contează. Deci acolo e o populație care e greu de manipulat pentru că are convingeri foarte ferme. Populație cu convingeri ferme sunt greu de manipulat. Bătălia se face între swing vote, între cei care pot să schimbe votul, care sunt un procent destul de mic. De asta populația afroamericană e importantă, pentru că ea, dacă e mobilizată complet la vot și are un vot 80-90 pro Joe Biden, ar putea schimba ar putea ecuația. Să fie, ca să zic așa, cheia alegerilor, dar sigur că încă nu suntem, doamne, infringementul Donald Trump a fost acum câteva luni, astăzi nimeni nu mai vorbește despre el. Când va intra domnul Joe Biden în campanie, se va vedea că cea mai mare vulnerabilitate a Partidului Democrat, a lui Joe Biden, este Joe Biden însuși. Marea miză este dacă domnul Joe Biden rezistă la o campanie electorală. Deocamdată vorbește, cum zic americanii, din pivniță. Adică el are interviuri foarte bine, foarte sceptice, foarte calculate, foarte atente, să nu cumva să cadă, să prăbușească, să uite, să facă o gafă. Dar când va intra în campanie electorală cu un Donald Trump, care este ca un taur furios, asta va fi foarte greu să convingă neapărat populația că el trebuie să fie președintele care va face ordine în America sau care se va confrunta cu China. Asta este mare test pentru domnul Biden. Din păcate, timpul nu ne mai permite să continuăm această discuție, dar vă invit cu mare drag la un nou interviu să dezbatem pe larg. Din păcate, n-am mai apucat să discutăm despre situația din Republica Moldova, ceea ce ne-am propus, dar cu siguranță ne... Situația din Republica Moldova nu e pe cale să se îmbunătățească curând, de subiectul din va fi păcate. Prezent. Exact. Mulțumim frumos!